sunt Elena și bine ați revenit pe canalul meu. După cum vedeți, astăzi vă voi arăta cum îmi decorez eu agenda. Este un clipuleț foarte cerut de voi, foarte apreciat pe YouTube, așa că m-am hotărât și eu să fac acest clipuleț într-un sfârșit. V-am arătat într-un clip anterior agenda mea. Dacă nu ați văzut-o încă, voi lăsa link-ul în bara de descriere sau un card pe ecran. Așa arată, este de la Webster Pages. Pe copertă am pus personajul meu de desene animate, Minnie Mouse, sunt niște semne de carte, acestea două la fel, dar mi-au plăcut, cu căsuță și You Are Here. Agenda vine cu acest mesaj inspirațional pe care l-am lăsat la început, pentru că este frumos, auriu, roșu, sunt culorile mele preferate. Pentru această săptămână, pentru prima săptămână din august, tema acestei săptămâni va fi Parisul. Mi-am făcut și un semn pentru această săptămână. Este un semn făcut de mine, l-am plastifiat cu biciclete, cu turnul Eiffel, You are the apple of my eye. Am pus și un semn de carte aici, l-am plastifiat și pe el pentru a nu se strica și a nu se murdări. Un cupcakes foarte zâmbitor, foarte drăguț. Am ales să decorez în culorile turcoaz, roz și gri. Voi scoate acest semn de carte, pentru că este auriu și nu-mi trebuie, bineînțeles îl voi pune pe acesta. Și pentru această temă am găsit aceste stickere, acesta este To Do. Mai am tot semne din acestea, foarte drăguțe, semne de carte magnetice. Sunt pe roz și pe turcoaz, perfecte pentru această temă. Și la fel, foarte multe stickere în tema aleasă de mine. Mi-am ales și washi tape-urile pe care le voi folosi astăzi. Sunt acestea. După cum vedeți, acesta este alb cu roz și cu turcoaz, este perfect. Un turcoaz cu buline, un turcoaz cu săgeți și un roz. După cum vedeți, se potrivește de minune pentru această săptămână. Am și două ștampile cu două mesaje. Get stuff done. Un turcoaz și niște săgeți. Apoi mai am o ștampilă. Aceasta este o floricică. Încă o ștampilă, Things to do. Această ștampilă o folosesc mereu, arată așa și îmi place că are aceste căsuțe și linioare și, bineînțeles, cerneala pentru ștampilă. Pixul și foarte multe pixuri. Da, să vedem ce am nevoie. Și haideți să încep să nu dureze foarte mult acest clipuleț. Voi scoate foile. Voi da agenda la o parte. Voi pune cartonul după care m-am inspirat pentru această temă. Peste carton voi pune foile, pentru a avea o bază de sub să nu se murdărească biroul și să scriu foarte frumos. Voi începe cu secțiunea This Week. Pe aceasta o colorez întotdeauna și îmi pun mesaje pentru a avea loc pe zilele săptămânii, să nu le încarc foarte mult. Iar aici voi pune mesajul Enjoy. Este vară, așa că merităm să ne bucurăm.
martie, iar pe duminică, fiind ziua de relaxare, îmi voi pune o fundiță, pentru că nu am foarte multe lucruri de făcut și fundița îmi place tare mult. Voi face lucrurile esențiale, apoi voi decora cu washi tape. Îmi voi pune ștampila pe toate zilele și, după cum am spus, îmi pun doar 3 căsuțe cu 3 linioare. Iar pentru a face acest lucru, pentru că este foarte lungă, mă folosesc de o pagină din aceasta pentru a ștampila restul. O ștampilez pe toată și apoi pun doar ce îmi doresc în secțiune. Foarte drăguț, ca multă muncă, dar se merită. Voi lăsa totul să se usuce după ce am terminat cu ștampila, apoi voi decora cu washi tape. Voi decora liniile orizontale și voi fi foarte precisă în ceea ce fac. Întotdeauna astup zilele, data, pentru că nu-mi place cum arată. Ok, ajung aici, apoi tai cu foarfeca. Iar partea de sus și partea de jos voi folosi washi tape-ul cu bulinuțe. Îmi place foarte mult acest design. Arată foarte, foarte bine. Voi delimita partea de sus cu washi tape-ul cu săgeți, pentru că se potrivește cu săgeata de pe partea cealaltă. Și arată și bine. Îmi plac săgețile. Okay.
și invata în pagină, deci trebuie să scot, să tai această bucățică și pentru ca ea să fie perfectă, acest cer să fie perfect, voi folosi un clește, astfel de clește pentru găuri. Vreau să scriu ceva aici și nu vreau să scriu direct pe pagină, așa că voi lua o pagină din aceasta, un sticky note, pentru că este foarte drăguț. Iar dacă nu stă, voi folosi lipici din acesta. Îl voi pune aici. Voi lipi foarte bine. Voi pune și o inimioară. Mesajul meu va fi: duminica este ziua pentru răspuns la mail. Obișnuiesc ca în fiecare zi să-mi pun aceste sticăre cu 8 sticluțe de apă ca să le bifez și să știu că stau hidratată. Este un lucru foarte important. Că mai vine și soțul meu și voi pune această bulinuță cu noi doi. Vreau să pun și o floricică. Este foarte șters așa, nu vreau să iasă în evidență. Și îmi place cum dă. Voi pune și aici. Și cam atât. Atât am de făcut. Nu vreau să o încarc și mai și. Acum o voi pune în agendă. Pun și mijlocul. Închid. Acesta este rezultatul final. Mie personal îmi place foarte mult. Cu siguranță voi fi foarte încântată atunci când voi deschide agenda să văd ce am de făcut, să văd aceste culori frumoase, armonia de culori, îmi place tare mult ce a ieșit. Dacă vreți să vedeți cum am făcut acest semn de carte, îmi puteți lăsa comentarii, iar eu voi face săptămânile viitoare. Săptămâna viitoare, miercurea viitoare mai exact, voi pune și colecția mea de sticăre, washi tape-uri, ceea ce folosesc eu pentru a-mi decora agenda și pentru a face chestiuțe do it yourself.
pentru că mi-au cerut foarte multe fete această colecție, o voi face miercuri, cu siguranță va apărea pe canalul meu de YouTube. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați un like și un share, iar noi ne revedem duminică cu un nou videoclip. La revedere! În proiectul de astăzi vreau să vă arăt cum îmi prepar propriile mele produse de îngrijire, și anume loțiunea tonică, crema hidratantă și scrub.